Cristos s-a înviat. Adevărat, adevărat. Silvia Radu, natură solară, binecuvântată cu darul bucuriei, dintr-un început și cu darul de a împărtăși această bucurie, ne face surpriza unei retrospective de autor. Este un fel aparte de retrospectivă. Ea cuprinde parcursul general, foarte și în mod foarte generos, dar cuprinde și personalitatea totală a autorului, căruia eu și cu domnul Dan Haulică n-am avut decât a ne supune. Bucurie! Domnul Dan Haulică a muncit. Nu fără cred. A muncit mult pentru a armoniza această bogăție plastică fără precedent. Veți mai poate, vă rog, o expoziție. Avansați, da. Vă rog, ca să poată să intre lumea. Vă rog, frumos, și avansați. Mie nu-mi rămâne decât să avansați. Îi mulțumesc din adâncul sufletului pentru efortul ordonator pe care l-a făcut. Dar era un prea plin de bucurie a fi împărtășit și mai era ceva. Retrospectivele de obicei arată un parcurs care nu întotdeauna este ușor de urmărit. Arată un parcurs cu multe ocolișuri, cu multe capcane. Iată, de data aceasta, retrospectiva Silvia Radu, eu cred că ne arată nu numai un parcurs, ne arată o cale. Și este o cale pe care în plastică și în viață artista a împlinit-o, a descoperit-o, o parcurge, o împlinește și prin pictură, prin sculptură, prin mărturia ei de creștin autentic și ctitor, o împărtășește. Fără îndoială, domnul Dan Haulică este cel mai autorizat exeget al Silviei Radu și împărtășim împreună marea admirație pentru solara Silvia Radu, pentru Silvia Radu care pe urmele maestrului ei, Ion Lucian Murnu, a descoperit o Grecie etern tânără. Alături de Vasile Gordus. Alături de Vasile Gordus, fără îndoială. Ce poate fi fără Vasile Gordus în parcursul Silviei Radu? Da, nimic. Domnule ambasador, ca de fiecare dată, aveți cuvântul hotărător. Pentru mine este doar bucuria să știu că la capătul acestei retrospective de autor, inedită, fără îndoială pentru orice fel de apropiere curatorială de subiect, va fi un album cuprinzător Silvia Radu și asta este, mi se pare, datoria culturală majoră a noastră. Trebuie să mulțumim nu numai celor care au pus pe simeze această ofrandă de bucurie, dar și celor care au făcut-o posibilă. Da. Doamne, Anca Vlad, pentru înrămări și pentru tot. Doamna tot ce a susținut toată viața, doamna. Așa, doamna, așa, Mândru, așa este. De când era, acum câți ani, doamna? Mulți ani. Da. Am descoperit în studenție, da. Dar sunt foarte mândră. Operă. Sunt foarte mândră de asta. O și domnului Niculescu, pentru faptul de a fi întotdeauna alături, avem niște cataloage în mână, provizorii, să le spunem, dar bogate, și pentru banner și afișe și pentru tot ceea ce face de fiecare dată pentru doamna Silvia Radu pentru cultura românească. Așadar, vă mulțumim tuturor că ne-ați fost alături și cred că doamna Silvia Radu are a vă face o invitație.
la bucurie și la... La, la bucurie și la un pahar de vin și la, să mergem la cuhnie, să vedem și cuhnie. Nu, și la cuhnie. Da, la cuhnie, da.